Bine v-am regăsit la lectorarea celui de-al doilea capitol din Evanghelia după Luca. Pentru mine Luca este fascinant pentru faptul că el este mai degrabă un pictor decât un scriitor. El reușește să transmită niște imagini atât de clare, care rămân întipărite pe retina ochilor noștri de parcă am fost acolo și am asistat la scenele acestea. Astăzi vom citi capitolul al doilea din Luca, un capitol care vorbește despre evenimentele nașterii Domnului Isus Hristos și perioada copilăriei sale. Vom începe cu versetul întâi. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era adregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui recensământul pe care îl menționează aici Scriptura este atestat de către istorici. Cezar August a fost suveranul roman care a domnit peste întreg Imperiul Roman, a fost fiul adoptiv al lui Iulius Cezar. Ținta acestuia a fost să-și dezvolte cultul personalității la un nivel care nu mai fusese cunoscut până atunci. Omul acesta chiar s-a crezut divin și a cerut să fie recunoscut ca un fiu al lui Dumnezeu. De aceea este foarte interesant că în Evanghelia după Luca ni se menționează lucrul acesta. În timp ce un împărat roman își uh, găsea poeți, scriitori, oameni care să îl înalțe, să scrie ode, într-un mod necunoscut de către ceilalți, într-un mod tainic, undeva la capătul Imperiului, se năștea un prinț. De data aceasta, Fiul lui Dumnezeu venea în lumea aceasta fără slavă, fără gloria umană, dar venea în umilință pentru ca să aducă mântuirea omenirii. Haideți să citim mai departe. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logornica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei. Iată ce relatare simplă, naturală, fără niciun fel de înflorituri. L-a născut, l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că pentru ei nu era un loc de poposire. Într-un mod tainic, într-un mod simplu, Dumnezeu avea însă să trimită pe Cel care avea să schimbe istoria, și anii secolelor noastre, anii mileniului nostru să se numere începând de la Isus Hristos. Citim mai departe. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăbind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau toc mai cum li se spusese. Iată, dragii mei, cât de fascinantă este istorisirea aceasta, pentru că niște oameni simpli, niște oameni care nu se așteptau sub nicio formă la o vizită îngerească, la un cor îngeresc, la întâlnirea personală cu Mesia, oamenii cei mai simpli din societatea iudaică au avut privilegiul acesta să fie martorii să fie primii care se i aducă închinare lui Isus Hristos. Și nu doar atât, ei au fost folosiți de Dumnezeu și pentru încurajarea Mariei. Îngerii aceștia le-au spus păstorilor, care nu erau cărturari, care nu aveau de unde să știe din legea lui Israel, le-au spus însă că Isus Hristos, cel care s-a născut acolo în Iesle, va fi mântuitorul omenirii. Și ei au mers la Maria și i-au spus toate aceste lucruri. Iar foarte frumos textul ne spune că Maria a strâns în inima ei, a adăugat la revelație pe care o avusese deja ea în mod personal, pe care o primise Iosif. Iată că și Maria acum este încurajată de mesajul păstorilor. Textul acesta se încheie aici, în versetul 20, cu păstorii care merg plini de bucurie, pentru că erau martorii schimbării istoriei, schimbării destinului omenirii prin mântuirea care venea acum în lumea noastră. Continuăm acum însă cu versetul 21, care deja ne trimite în perioada copilăriei Domnului Iisus Hristos. Fragida pruncie în prima fază, în versetul 21. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă o jertvă. o pereche de torturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Poate că detaliul acesta scapă la o primă citire. Însă, Momentul în care Isus este adus la templu pentru a fi tăiat în prejur conform ritualului iudaic, este momentul în care descoperim un amănunt important despre familia lui Iosif și a Mariei. Ei au adus o jertfă, spune conform legii, o pereche de torturele sau doi pui de porumbei. Erau opțiunile pe care le aveau familiile cele mai sărace. Iosif și Maria sunt oameni simpli care au primit Făgăduința aceasta, binecuvântarea aceasta de la Dumnezeu, nu pentru meritele lor, nu pentru că au avut un statut special în societate. Dumnezeu a văzut inima lor. Dumnezeu vede inima noastră și când citim, când primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, la fel, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze dacă o facem cu sinceritate și cu simplitate, așa cum au făcut-o cei doi. Urmează să citesc acum o altă cântare de laudă. Dacă vă amintiți ieri, în primul capitol din Luca, am avut două cântări de laudă. Cântarea Mariei și apoi cântarea lui Zaharia. Iată că și în capitolul 2 avem parte de o cântare de laudă. De fapt, dacă am putea să spunem așa, chiar două, pentru că și Ana, profetesa din Templu, rostește și ea niște cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei mama lui: Iată Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimii. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor care așteptau mântuirea Ierusalimului. E un moment de explozie de bucurie. Chiar dacă la un nivel redus e vorba de doi oameni dar oamenii aceștia simbolizează, întruchipează așteptarea întregii națiunea lui Israel. Oamenii aceștia vuseseră de la Dumnezeu revelație, descoperire că Dumnezeu urma să-L primită pe Mesia în generația lor, în vremea lor. Și când ajung să-L aibă pe Isus în fața lor, declară și mărturisesc că Dumnezeu și-a întors cu adevărat privirile spre poporul său. Uh, Simeon este cel care declară, care afirmă cu tărie că în mâinile lui îl ținea pe cel care însemna, care urma să însemne pentru lume mântuirea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile. Simeon este conștient că este un punct de cotitură în istoria întregii umanități. Totodată, Simeon se întoarce spre părinții lui Isus și le adresează niște cuvinte profetice care se adaugă tuturor celorlalte lucruri pe care le auziseră până atunci. Dar cred că este pentru prima oară când Mariei îi se spune: Fiul tău va fi unul care va polariza lumea. Unii vor fi pentru și vor fi ridicați, alții vor fi împotriva lui și vor fi doborâți. Iată că Isus Hristos avea să fie prezentat ca o persoană care avea să creeze o revoluție, o schimbare în ordinea lucrurilor din societate. Și Simeon îi profețește de asemenea Mariei că inima ei va fi străpunsă. O pregătește pentru momentul în care avea să stea la calvară. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Iată, suntem în momentul în care deja suntem introduși în copilăria Domnului Isus. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului, apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta, au crezut că este cu și lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După trei zile, l-au găsit în templu și sunt în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-au rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Am încheiat aici lectura capitolului 2, dar nu înainte de a vă spune textul acesta ultim pe care l-am citit, este singurul pasaj care ne oferă o oglindă din copilăria Domnului Iisus Hristos. Ceea ce este important de reținut este că El a arătat deja o înțelepciune care nu era omenească, lucruri pe care nu le învățase de la nimeni și pe care le putea spune și care îi uimiau chiar pe cei mai învățați rabini ai vremii sale. De asemenea, Domnul Isus, deși avea această înțelepciune superioară ca Fiul al lui Dumnezeu, El a stat în supunere, ne spune versetul 51, față de părinții săi, a stat în ascultare, a crescut în umilință, asumându-și totodată poziția aceasta de om pe deplin. El creștea în înțelepciune, în statură, din punct de vedere omenesc, și totodată era plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, istoristirea aceasta ne spune încă o dată, așa cum am văzut și din capitolul 1, Dumnezeu se interesează de noi, de oameni, de oamenii simpli, de oamenii obișnuiți, de oamenii care poate nu avem titluri sau poziții importante în societate, dar lui Dumnezeu îi pasă și într-o astfel de vreme de criză. El se bucură când noi ne întoarcem privirile spre El, spre Fiul Său Iisus Hristos și El ne amintește că mântuirea care a venit în lume cu 2000 de ani este valabilă pentru noi astăzi și este darul gratuit al Lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Dumnezeu până mâine când vom citi împreună încă un capitol din Sfânta Scriptură.